Dragilor, astăzi alături de noi este domnul Toma Pătrașcu, directorul Bucharest Science Festival și președinte ASUR și vom vorbi în cadrul campaniei despre personalitatea și despre opera lui Carl Sagan. Pe marginea cărții Un palid punct albastru, Viziune asupra viitorului omenirii în spațiu de Carl Sagan, o carte publicată în colecția de știință colecția Matesis a uh, editurii Herald. Uh, domnule Toma Pătrașcu, care este uh, impactul explorării spațiale asupra uh, climei și asupra mediului? Ce a prezis, pentru că uh, suntem cu toții de acord că uh, Carl Sagan a fost un, uh, un uh, vizionar și un, uh, aș spune, un uh, pionier în ceea ce privește uh, explorarea spațiului, iată, prin cărțile sale din portofoliul editurii, ce a prezis Carl Sagan și ce se întâmplă, de fapt, acum, din punctul de vedere al uh, explorării spațiale? Multe din previziunile în făcute de Carl Sagan acum 30-40 de ani, astăzi se împlinesc. De ce? Pentru că omenirea evoluează, pentru că societatea omenească, pe baza științei, evoluează. Iar este, această evoluție este suficient de predictibilă. Noi acum intrăm în epoca spațială, într-adevăr. Primele rachete, bineînțeles, au fost lansate în spațiul cosmic, în, la sfârșitul anilor 50, în anii 60, în 1969 s-a ajuns pe Lună, apoi a părut a apărut să apară un fel de hiatus. În realitate, ce s-a întâmplat a fost că tehnologiile s-au maturizat, tehnologiile s-au dezvoltat, a scăzut foarte mult costul și acum vedem că, iată, accesul la spațiu nu mai este apanajul. Unor guverne din țări foarte puternice și foarte bogate. Vedem că și oamenii obișnuiți, e adevărat, în momentul de față, cei cu relativ mulți bani, dar costurile continuă să scadă, vedem că până și oamenii relativ obișnuiți ajung acum în spațiu. Probabil, peste 20 de ani, a face o uh, vacanță pe orbita Pământului va fi relativ la fel de banal ca te duci acum în Maldive sau pe undeva prin insulele Pacificului. Probabil că cei foarte bogați, în loc să umble cu superiarturi, se vor duce până pe lună. Este o evoluție normală, o evoluție naturală. Evident, ca orice industrie, și industria spațială are un impact asupra mediului. În momentul de față, impactul este minim, poate să fie neglijat. De ce? E foarte simplu. Chiar și în anul 2022, chiar și anul trecut, deși anul acesta se prognozează un număr foarte mare, din punct de vedere istoric, de lansări, deși anul trecut, iarăși, numărul lansărilor a fost absolut uluitor dacă e să ne uităm în spate cu două decenii, cu trei decenii. Totuși, proporția de poluanți pe care industria spațială îi împrăștie în atmosferă, în general, dar și în apa oceanului, este absolut infimă în comparație cu alte industrie. Este suficient să ne gândim la cât poluează transporturile terestre, la cât poluează navele maritime care cară bunul din stânga în dreapta, la poluează încălzirea caselor sau agricultura. Orice uh, industrie poluează, orice organism poluează și noi poluăm. Când mâncăm fasole, producem, vom produce invariabil metan. Uh, dacă mâncăm carne de vacă sau de oaie, nu vom uh, produce neapărat noi metan, dar vacile și oile respective vor produce ele metan pentru că rumegătoarele și nu doar cele crescute în fermă, ci și căprioarele sau mai știu eu ce alte animale sălbatice, ca să digere iarba, au nevoie de ajutorul unor mici vietăți, mă refer la tot soiul de bacterii, care de fapt digeră pentru ele iarba. În realitate căprioarele sunt mai degrabă carnivore, Asta ca să, ca să o spunem pe da, dreptul, pentru că, de fapt, căpruarele nu mănâncă atât iarbă, cât mai degrabă mănâncă bacterii digerate. Asta este o altă poveste. Dar, una peste alta, acele mici animăluțe, acele bacterii care trăiesc în interiorul intestinului rumegătoarelor, produc produc metan. Bacteriile care trăiesc pe fundul lacurilor, bacteriile care trăiesc în zone umede, în laștini, produc metan. Metanul este un gaz, un puternic gaz, un gaz cu un puternic efect de seră. Deci, lucrurile sunt mai complexe decât par la, la prima vedere. Dar, repet, ca să vă răspund strict la întrebare, în momentul de față poluarea produsă de industria spațială este minimă și pur și simplu poate să fie ignorată. În viitor, proporția acestei poluări, evident, că va crește, dar această poluare, ca orice altă poluare, trebuie pusă în balanță cu beneficiile aduse de respectiva industrie. Și aici aș vrea să fac o paranteză și o precizare, dar care este foarte, foarte importantă. Trebuie să separăm dacă discutăm de încălzirea globală, să zicem, de problemele de mediu, la modul general, dar acum specific de încălzirea globală, trebuie să separăm realitatea de mit, să separăm știința de bullshit. Pentru că, din păcate, Discursul ecologist actual a fost, în mare măsură, confiscat de anumite segmente din populație fără pregătire științifică, și care au transformat o problemă strict științifică într-un fel de religie. Iar religia nu duce la nimic bun. De ce? Pentru că religia și toate sistemele de acest tip nu sunt bazate pe realitate, sunt bazate pe închipuire, sunt bazate pe interpretări eronate ale realității. Și este foarte important să ne uităm la realitate, nu la închipuire. În primul rând, există așa un o idee foarte vagă, dar foarte răspândită și care apare mereu în discursul public că noi trebuie să salvăm pământul. Pot să înțeleg metafora, pot să înțeleg puterea, dar realitatea este că noi nu trebuie să salvăm pământul, nu de altă dată pământul nu trebuie salvat. Adică nu e, nu, pământul nu este în pericol nu prea avem ce să facem ca să distrugem pământul. Chiar și dacă am pune toate bombele atomice pe care le avem într-un loc și le-am detonat, pământul n-ar păți mare brânz. La fel viața. Nu trebuie să salvăm noi viața pe pământ, când spunem viața așa la modul general. Viața va rămâne pe pământ multe miliarde de ani de acum încolo. Chiar și când soarele va începe să se dilate și va începe să se apropie de pământ și condițiile vor deveni foarte neprielnice aici, în continuare Multe zeci sau sute de milioane sau chiar miliarde de ani vor continua să existe măcar bacterii, poate ascunse în sol departe la kilometri de suprafață. Deci, despre ce vorbim? De fapt, vorbim când discutăm despre problemele de mediu, discutăm despre ideea de a ne salva pe noi, pentru că noi suntem cei care trebuie salvați. Unul la mână. Doi la mână. Acum când discutăm de a salva omenirea, iarăși este un termen foarte vag. Și când discuți în termen vagi, riști să ajungi să nu mai știi de unde ai plecat, unde vrei să ajungi și să deviezi foarte mult de la traseu. Culmea, am aici una din cărțile foarte frumoase a lui Sagan, miliarde și miliarde, la un moment dat chiar precizează că a te referi de o manieră calitativă, a cunoaște ceva de o manieră calitativă, nu te ajută foarte mult. Trebuie să discuți cantitativ. De ce? Pentru că doar dacă ai niște aprecieri generale despre un lucru, în realitate nu poți să mergi prea departe. Ca să poți să faci niște pași concreți, indiferent în ce direcție, trebuie să poți să cuantifici lucrurile pe care le știi, lucrurile pe care nu le știi, lucrurile pe care vrei să le cunoști. Deci, hai să discutăm un pic despre cum este cu salvarea omenirii. Din nou, omenirea, la modul general, este foarte rezistentă. Oamenii sunt și ei, niște viețuitoare, și cum am supraviețuit, nu știu, șapte milioane de ani ca oameni, mai mult sau mai puțin evoluați. Cum noi, ca mamifere, m-am supraviețuit, nu știu, 200 de milioane de ani, cum noi, ca viețuitoare, supraviețuim aici pe suprafața Pământului de vreo 4 miliarde, se vede că e greu să, să, să scapi fie de oameni, fie în general de viață. Deci, um, salvarea omenirii nu are foarte mult sens. Salvarea civilizației are ceva mai mult sens, pentru că civilizația deja este o structură mult mai fragilă decât viața în sine. Și aici putem să discutăm ce înseamnă salvarea civilizației, dar depinde ce înțelegem prin civilizație și cât de avansată este civilizația pe care ne propunem să o salvăm. Pentru că, din punct de vedere strict teoretic, civilizația este și. Modul în care trăim noi, sau în fine, modul în care experimentăm noi societatea astăzi, acum, și în același timp, tot o formă de civilizație este și modul de viață a unui trib aflat încă în, la nivelul neoliticului, de undeva din o junglă din Papua Noua Guinee, de exemplu. Pe de altă parte, cele două tipuri de civilizație, deși tot civilizații sunt. Dar nu sunt comparabile din punct de vedere cantitativ. Civilizația noastră este net superioară. E foarte simplu. Noi avem avioane, ei n-au. Noi putem să ne ducem la ei zburând acolo, ei nu pot să vină la noi. Uh, oricât uh, ce-ar dezvolta imaginarul, oricât ar uh, inventa... Uh, un transport miraculos agățat de o săgeată vrăjit. Bun. Deci, trebuie să ne gândim ce fel de societate vrem să salvăm. Trei la mână, dacă discutăm despre oameni, să salvăm oamenii. Ce oameni vrem să salvăm? Pentru că, în momentul de față, sunt șapte miliarde și ceva de oameni. În mod clar, oamenii vor continua să rămână pe Pământ și, și dacă temperatura va crește cu un grad, și dacă temperatura va crește cu 5. Întrebarea este, cine va rămâne în schimb dacă temperatura va crește cu un grad? Cine va rămâne pe pământ dacă temperatura va crește cu 5? Câți oameni vor trăi sau vor putea trăi în condiții decente dacă temperatura va crește un grad? Câți vor putea trăi în condiții decente dacă temperatura va crește cu 5? Vorbim, vorbim cumva de nevoia de adaptabilitate. Vorbim de adaptabilitate, dar vorbim și de costuri. Adaptabilitatea Absolut. este legată strict de niște costuri. Pentru că, iarăși, să mai separăm grâul de neghină. Se vorbește, de obicei, apocaliptic de încălzirea globală. Trebuie să înțelegem foarte clar, în sine... Dacă temperatura va crește cu un grad, cu 3 sau cu 5, această creștere de temperatură nu va pune probleme majore omenirii sau societății omenești. V-ați putea întreba, sunt oare climate denialist? Nu, câtuși de puțin. Încălzirea globală este un fenomen real. Ce este pus sub semnul întrebării este modul în care noi răspundem la această încălzire globală. Pentru că deși la un grad, la 3, la 5, omenirea la modul global nu va avea o problemă să supraviețuiască sau chiar să se dezvolte. Noi, ca indivizi, mulți dintre noi vom avea probleme majore. De ce? Sunt probleme de costuri. Haideți să ne gândim că, uh, nu știu, la nivelul anului 2100, Temperatura va crește probabil cu 3 grade față de intervalul de referință. Deja, noi suntem cam cu un grad peste intervalul de referință și vedem, de exemplu, că în București, practic nu mai există zăpadă în timpul iernii. În copilăria mea, uh, începea să ningă cândva prin noiembrie, dacă nu chiar la sfârșit de octombrie, și zăpada uh, rămânea până, până la sfârșit de martie. De, de februarie, de februarie început, chiar de martie. început de martie. De martie, exact. Uh, S-a întâmplat de câteva ori să prind. Uh, aprilie-mai cu fulguială sau chiar cu zăpadă suficient de serioasă. Lucrul ăsta practic nu se mai întâmplă la noi acum. Și e vorba doar de 40 de ani. Dar nu atât temperatura medie globală este o problemă, cât în viitorul, vi, într-un termen mediu, principala problemă va fi dată de creșterea nivelului apelor mări. De ce? Sunt doi factori. Poate vă gândiți la faptul că se topesc ghețarii și Absolut. de aceea nivelul oceanului planetar crește. Răspunsul este... Ah. Nu, acesta este principalul factor pe termen, să zicem, scurt, mediu. Discut de decenii sau de 100-200 de ani. Este și acesta un factor care contribuie, dar principalul contributor la creșterea nivelului apelor mării este, pur și simplu, dat de dilatarea termică a apei. Simplul fapt că apa se încălzește duce la dilatarea ei. Puteți face experimentul foarte simplu, încercând să turnați într-un pahar apă clocotită, să vedeți, după aceea, când apa s-a răcit. Cum paharul, deși inițial era plin până în buză, pare ceva mai gol nu? Sau puteți face experimentul invers Această dilatare termică a apei, care în momentul de față contribuie Cifrele le spun din de memorie, deci nu le luați drept 100% corecte Dar dacă mi-aduc aminte bine această dilatare termică contribuie cam cu 70-80% din creșterea de nivel actuală a apelor mării. O vedem, este măsurabilă, este măsurată. Știm că este acolo. Iar această tendință va continua semnificativ în viitor. Oceanul planetar este foarte mare, apa are o capacitate termică foarte mare, deci are și o inerție termică foarte mare. Această dilatare răspunde cu întârziere față de, de creșterea de temperatură a atmosferei. Deci, efectele pe care le vom vedea sunt cumva întârziate față de cauzele care le produc. Deci, trebuie să ne gândim că, într-un viitor relativ apropiat, simptomele pe care le constatăm în acest moment vor fi mult mai acute. De ce? Tocmai pentru că sistemele au această inerție, dar după o vreme, uh, ele încep să. Uh, inerția e consumată, ca să spun așa, și ele încep să prindă din urmă trendul global de. Uh, uh, provocat de eliminarea gazelor cu efect de seră uh, în atmosferă. Foarte multe dintre orașele mari ale lumii sunt construite pe cu asta oceanului. lucru care le face vulnerabile, extrem de vulnerabile în fața creșterii nivelului apelor mări. Și acum, noi de fapt trebuie să facem un calcul. Faptul că va crește, să zicem, într-o 100 de ani apa mării cu jumătate de metru sau cu un metru, față de nivelul actual, nu este ceva ce nu poate să fie gestionat. Avem tehnologia necesară. Putem să ne apărăm orașele. Dar costurile sunt uriașe. Și întrebarea este de fapt. Nu dacă omenirea va supraviețui încălzirii globale. Nu, sigur va supraviețui încălzirii globale. Avem mijloacele necesare pentru a face față încălzirii globale. Dar întrebarea este cu ce costuri. Cât ar costa să muți New Yorkul, nu știu, 10 km 20 de km în interiorul continentului. Cât ar costa să muți Tokyo-ul? Cât ar costa să muți, mai știu eu ce, super megalopolisuri din Asia? Și dacă, să zicem, în Statele Unite, în Japonia, deși costurile ar fi uriașe, deși ar fi dificil să mobilizezi atâtea resurse, acele țări ar, ar putea totuși să facă față. Dar ce te faci? O țară, să zicem ca Bangladeshul, care, tot așa, din memorie dau cifrele, undeva, pe la în jur de 50% din suprafața țării, este extrem de uh, jos față de nivelul mării, deci la o, la o înălțime foarte mică față de nivelul mării. Și, în același timp, Bangladeshul este o țară și foarte populată, dar și foarte săracă. Cum vei muta? 10 milioane, 20 de milioane, 50 de milioane de oameni care nu vor putea să mai trăiască în locurile în care trăiesc acum și vor trebui să se mute undeva. Unde se vor muta? Știm ce presiuni migraționiste au fost în urma războiului din Siria. Știm ce presiuni migraționiste au fost când Lukashenka, președintele Belarusului, în stimulat de prietenul său mai mare, Putin, a încercat să pună presiune pe Uniunea Europeană, dând drumul la robinetul cu migranți veniți din Orientul Mijlociu. Și discutăm în, de niște situații în care era vorba de, nu știu, zeci de mii, sute de mii, poate un milion de oameni. Dar ce te faci când Europa, când țările bogate în general, vor fi asaltate nu de un milion de oameni, dar de o sută de milioane, de un miliard de oameni? Deja, într-o astfel de situație, încep să nu mai discuți de niște simple costuri economice. Oricât de binevoitor ai fi, oricât de uh, iubitor de aproape ai fi, există o limită dincolo de care nicio societate nu poate să mai răspundă prin compasiune, ci va răspunde prin reflex de apărare. Haideți să ne gândim. Este foarte simplu. Să zicem că. Mama, tata, verii, frații și așa mai departe. Suferă o catastrofă. Le ia casa foc. Nu? Evident, îi vei ajuta și îi vei aduce la tine în casă. Dar ce se întâmplă când întreaga ta familie este sinistrată? Ok, într-un apartament cu trei camere, în loc să trăiască trei oameni, vor trăi 10, vor trăi 15. Sunt situații, e suficient să ne uităm. Cum să trăiești prin slamurile din Africa, din India? Poți să înghesui 20 de oameni. Dar cât vei mai putea să trăiești? Cât timp vei mai avea uh, compasiunea necesară? Uh, cât timp va trece până când vei începe să faci uh, deosebirea dintre familia foarte apropiată, mamă, tată, frate, soră, copii, și vărul de gradul 3? La fel se va întâmpla dacă nu vom lua măsuri din vreme pentru a uh, reduce impactul acestor schimbări climatice, care, atenție, sunt reale. Nu, nu pun uh, în teorie, în teorie, nu pun o problemă fundamentală de supraviețuire nici a societății, nici a omenirii ca atare, pentru că avem mijloacele necesare pentru a face față. Pe de altă parte, din punct de vedere politic, din punct de vedere social, din punct de vedere economic, este mult mai eficient, mult mai sigur să rezolvăm aceste probleme din vreme, să le rezolvăm de acum, decât să așteptăm să ne și să reacționăm cu brutalitate când vom fi asaltați de un val de 100 de milioane de migrați. Absolut, sunt de acord cu dumneavoastră. Aș vrea să ne întoarcem un pic la personalitatea lui Carl Sagan, iată, care a scris cartea, una dintre cărțile sale, un palid punct albastru, noi discutând despre impactul explorării spațiale asupra mediului și asupra climei. În ce constă vizionarismul lui Carl Sagan? Um, luciditate vizionarismul lui Carl Sagan nu este... De obicei când spui predicții, când spui vizionar, te gândești cumva la un personaj ușor saltat de pe fix care, Un Nostradamus care se uită într-un în globul de cristal și Scoate tot soiul de predicții cât se poate de confuze de obicei, astfel încât poate să poată fi interpretate în orice fel. În, fel orice cheie. Și, în orice cheie. Și ce să vezi după aia se împlinesc. Vizionarismul lui Carl Segan și, în general, vizionarismul oamenilor mari consta în luciditate. De fapt, ce spune absolut magistral în toate cărțile lui Segan, nu este nimic secret. Găsești acolo, de fapt, rezultatele științei, rezultate disponibile oricui își dorește să le afle și mai găsești niște concluzii logice trase pe, pe baza acestor rezultate. Și ce să vezi, vizionarismul lui Carl Sagan corespunde situației actuale. Predicțiile lui se împlinesc. De ce? Pentru că, repet, nu sunt elucubrațiile unui personaj deranjat la cap, ci sunt niște concluzii logice trase în baza unor rezultate științifice. Vorbește în mai multe cărți de, vorbește de uh, încălzirea globală. Uh, încălzirea globală are o istorie științifică, uh, sau nu, nu încălzirea globală ca atare, că nu la fenomen mă refer, uh, ci uh, descoperirea încălzirii globale uh, își trage rădăcinile de acum 200 de ani. La începutul secolului al XIX-lea, pentru, pentru prima oară, oamenii de știință au înțeles că atmosfera acționează ca un fel de pătură care împiedică pierderea de căldură de la suprafața Pământului către, către spațiul cosmic. La sfârșitul secolului al XIX-lea s-a identificat chiar dioxidul de carbon ca principalul gaz cu efect de seră. Deja am descoperit un articol din Popular Mechanics, nu mai știu dacă era în jur de 1912 sau 1920, nu mai țin minte exact, oricum în primele decenii ale secolului 20, în care se discută negru pe alb cum creșterea economică bazată pe energia obținută din combustibil fosili va duce la creșterea temperaturii globale. Atenție, discutăm de un articol de acum 100 de ani din Popular Mechanics. Această încălzire globală nu, e, nu a fost niciodată un secret pentru oamenii de știință. A fost un fenomen evident, un fenomen. Care este studiat de 200 de ani. De ce, ne, de ce ne îngrijorăm noi acum mai tare de încălzirea globală? Foarte simplu printr-o întâmplare, nu avem acum timp, poate cu altă ocazie, nu avem acum timp să intrăm în toate detaliile, care sunt absolut delicioase, dar una peste alta, spre sfârșitul anilor 50, un cercetător american, Killing, îl cheamă, a început să măsoare nivelul de dioxid de carbon din atmosferă. Cercetările lui nu erau legate de încălzirea globală. El încerca să vadă Alte lucruri. Dar, făcând aceste măsurători, an după an, a descoperit că trendul este crescător, constant crescător. Este uh, acea celebră purba lui Killing care arată negru pe alb cum gazele cu efect de seră, nivelul gazelor cu efect de seră, crește în atmosferă de la an la an. Iar fenomenul este cât se poate de simplu. Dacă nu știu, te urci în pat cu o pernă electrică ca să-ți țină cald. O să fie evident mult mai cald dacă mai pui peste tine și o plătură decât dacă nu ai nimic. Evident că o să fie și mai cald dacă în loc de o pătură o să pui trei. Un fenomen similar se petrece cu Pământul. Pământul, perna electrică a Pământului este Soarele. în cel mai mare contributor la uh, temperatura pe care o resimțim noi afară când ieșim sau în, fine, în jurul nostru este, uh, este soarele, Ener sau mai precis energia generată de soare. Asta, soarele este perna electrică. Dar mai intervine ceva, mai intervine și uh, nu contează doar câtă energie intră în sistem, deci nu contează doar câtă energie produce acea pernă electrică, câtă căldură produce acea pernă electrică. Contează și cât de mult pierzi. Nu? Putem să facem o analogie și cu banii. Câți bani ai, depinde evident de cât câștigi, dar depinde și de cât cheltuiești. Poți să câștigi puțin, dar dacă cheltuiești foarte puțin, banii trebuie să crească. Aceste gaze cu efect de seră sunt echivalentul Păturii sau păturilor pe care le-am pune peste noi atunci când ne burcăm în pat cu o pernă electrică. Cu cât pătura este mai groasă, cu cât pătura izolează mai tare suprafața Pământului de mediul, de spațiul cosmic, cu atât pierderea de căldură este mai mică și temperatura aici, la sol, va crește. Acum, tehnologia spațială ne-a ajutat foarte mult să înțelegem. Să înțelegem aceste efecte și mai mult de atât, să le măsurăm Repet, este foarte important să cuantificăm lucrurile Este foarte important să le înțelegem nu doar la modul uh, calitativ, la modul general Și este important să punem niște numere acolo De ce? Uh, pentru că acțiunile noastre sunt date nu de uh, înțelegerea calitativă a fenomenului Ci de acele numere, de cum ies numere Repet, de încălzirea globală se vorbește de vreo 200 de ani. De efectul de seră se vorbește de 200 de ani. Am început să ne îngrijorăm cândva în jur de 1960. De ce? Pentru că a apărut această curba lui Killing care dovedea concret că nivelul gazelor cu efect de seră crește. Iar fizica este suficient de simplă. Putem să prognozăm suficient de clar cum va crește temperatura Pământului, în raport cu nivelul gazelor cu efect de seră din atmosferă. Tehnologia spațială a mai intervenit și cu ceva, poate, neașteptat. În înțelegerea noastră a încălzirii globale. Probabil că ne e foarte simplu să ne gândim că, wow, vedem cu sateliții cum dispare gheața din Antarctica, cum se topește calota de deasupra Groenlandei, cum dispar um, ghețarii. Da, e adevărat. Dar explorarea spațială ne-a mai arătat ceva. Ne-a arătat cum arată clima pe Venus, ne-a arătat cum arată clima pe Marte. Înainte să trimitem primele nave spațiale, și într-o parte, și în alta. Uh, imaginarul colectiv era plin de tot soiul de uh, idei greșite despre cum arată cele două planete. Uh, Dintr-un punct de vedere, acest, uh, această imagine greșită provenea și din faptul că știința nu avea suficiente date concrete. De la suprafața Pământului, cu tehnologia anului 1900, nu pot să descoperi foarte multe lucruri cu privire la clima lui Marte sau cu privire la clima lui Venus. La modul general, credeam că Marte e o planetă deșertică, dar relativ locuibilă. Despre Venus, credeam că este o planetă mult mai umedă, nu? Că sunt nori dar ne imaginam că pe suprafața lui Venus sunt jungle, există nenumărate novele, SF, cărți romane care se petrec în junglele de pe Venus. Când am, lansat primii, când am lansat primele nave spațiale spre cele două planete, ce am descoperit? Am descoperit că pe Marte sunt cratere ca pe Lună. De ce? Pentru că atmosfera este extraordinar de subțire, de fragilă, de, de puțin densă. Pe Venus, ce-am descoperit? Că la suprafața planetei sunt câteva sute de grade Celsius temperatură. De deci ce este așa o diferență foarte mare între cele două planete și între ele și Pământ? Simplu. Nu, at... Diferența nu este dată atât de distanța față de Soare, contează și asta bineînțeles, dar grosomodo toate uh, cele trei planete și Venus și Pământul și Marte sunt în zona locuibilă a sistemului solar. Deci sunt în zona în care viața poate să apară, viața bazată pe carbon, nu? Pentru că nu suntem nici prea departe, nici prea aproape de, de, de fermea electrică, de soare. Dar diferența dintre cele trei planete este dată de compoziția atmosferei și de grosimea ei. În mod particular pe Venus avem o concentrație foarte mare de dioxid de carbon. Această concentrație foarte mare de dioxid de carbon, nu intru în motivele geologice care au dus la uh, această compoziție atmosferică, iarăși nu avem timp suficient. Dar această atmosferă foarte densă, cu mult dioxid de carbon, reține foarte mult din căldura solară, din energia solară. pentru mare temperatura pe Venus a crescut foarte mult și toată apa care era acolo să S-a dus în atmosferă, iar vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră extrem de puternic. În partea altă pe Marte. Marte este mult mai departe. Temperatura, oricum, nu te aștepți să fie mai jos, dar acolo atmosfera este foarte subțire și nu poate să izoleze suficient suprafața planetei de frigul interstelar. Și atunci Marte practic este o planetă înghețată, în timp ce Venus este o planetă unde la suprafață sunt, nu știu, e o temperatură care ar putea să ducă la topirea plumbului. Deci vă închipuiți, este, este foarte fierbinte. De-aia nu prea s-au trimis nave spațiale acolo, au trimis rușii prin anii 70-80 câteva misiuni, majoritatea au eșuat una sau două chiar au supraviețuit coborârii și au reușit să transmită câteva poze Dar durata de viață a fost, nu știu, de jumătate de două ori În fine, de ori 10 zecilor de minute Pentru că temperatura este extraordinar de mare Nu poți să supraviețuiești foarte mult acolo Și toată această diferență este dată de compoziția atmosferei Nu avem doar Pământul pe care să-l studiem Acum avem, de fapt, trei planete și uh, climatologie pot să-și testeze modelele planetare, modelele uh, de circulație atmosferică, modelele de uh, în care simulează transferul de căldură în atmosfera Pământului și, între, și transferul între atmosferă și ocean uitându-se nu doar la datele de pe Pământ dar și la datele de la aceste două planete care pleacă cu parametri diferiți. Iar uh, această Vastitate de informații, această comoară, ne vine doar datorită explorării spațiale. Iată, dragii noștri, îmi vine să spun: o călătorie superbă prin spațiu, o călătorie fascinantă alături de domnul Toma Pătrașcu. cu lucruri extrem de, de interesante mărturisesc sincer că am fost cu totul cu totul absorbit de tot ceea ce ați spus. A fost alături de noi domnul Toma Pătraș cu directorul Bucharest Science Festival și președinte uh, ASUR. Am vorbit uh, despre vizionarismul lui Carl Sagan, dar și despre cartea Un palid punct albastru, viziune asupra viitorului omenirii în spațiu, despre impactul explorării spațiale asupra uh, climei și asupra mediului. Încă o dată, mulțumim domnului Toma Pătrașcu, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Vă mulțumesc! La revedere!